Suntem de la Edit Media și oferim serviciul Flori pentru tine. Domnul Ghenadie, vă felicităm cu frumosul jubileu care astăzi îl sărbătoriți. Să fiți sănătos, realizări cât mai frumoase, succes, bucurie și bunăstare în casa dumneavoastră. Noi am venit cu o surpriză pentru că ne-a telefonat cineva și vrea mult să vă felicite. Regretă că nu vă este alături. Și vă spun la mulți ani, să știți că vă spun din toată inima, mulți ani, și acest buchet este pentru dumneavoastră. O șampanie pentru masa de sărbătoare, deci două șampanie avem, pentru că această surpriză este din partea la două familii. O tortă și un coș cu fructe. Și vă punem la încercare să ghiciți cine a solicitat această surpriză. Noi v-am spus din start că nu sunt pe loc, nu vă sunt aici alături. Eu cred că soția, soră, aici care mai apropiați. Domnul Ghenadie, noi dăm citire mesajului și aflați cine sunt cei care au solicitat această surpriză. Cu siguranță soția dumneavoastră v-a spus cele mai alese cuvinte din inima ei pentru dumneavoastră, pentru care însemnați totul pentru ea. Și familia, toți cei care în acest moment vă sunt aici alături, vă urează sănătate, fericire și noroc în tot ceea ce faceți dumneavoastră. Dar ascultați și mesajul care ne l-au expediat. Din toată inima te felicităm cu frumosul jubileu care astăzi îl sărbătorești. Și chiar dacă nu ți suntem alături, noi te felicităm călduros și îți urăm multă sănătate, spor în toate, succese și prosperare. Fie ca acest jubileu să-ți adune la buchetul vieții cele mai frumoase gânduri, din care să genereze gust de viață și poftă de a-ți urma toate visele care te fac fericit. Ne bucurăm și ne mândrim cu tine, să ai o viață plină de iubire, să o trăiești cum îți dorești, cu demnitate, cu ani mulți și sănătate, plin de noroc, oameni buni în preajmă și succes în toate. La mulți ani, scumpul nostru! Acest mesaj ne l-am primit de la familia Lesnic, Ion și Larisa, de peste hotare, este sora dumneavoastră, familia Lesnic, Ion și Alina, care sunt la Chișinău. Ei cu toții vă cuprind și vor să aveți o zi de naștere astăzi mai deosebită. Nu cred că ne străim, să facem. Eu vreau să le mulțumesc lor pentru această surpriză. Ei știu cât de tare mult sunt la dânsă, cât mă iubesc tare și asta-i. Domnul Ghenadie, să știți că și ei vă iubesc foarte mult și vă stimează și vă urează tot binele din lume. Și ne spuneți ce înseamnă acest jubileu pentru dumneavoastră, cât de împlinit vă considerați până la acest moment? Vă spun, mă sunt mai în vârstă, da? Familia. Și tot rudele care sunt împrejur, care mă stimează, le stimez. Și asta e tot. Și ia că fericirea. Este ficat dumneavoastră, vină mai aproape. Tu cum te numești? Eu mă numesc Madalina. Madalina, tu pentru taticul ce orare ai? Te felicit cu ziua ta de naștere, să fii sănătos, fericit și să fii alături de noi. Sunt lacrimi de fericire la fica dumneavoastră, care vă iubește foarte mult. Asta. Vreau să le mulțumesc încă o dată, că ei așa mă prind pe mine pe nesurpriză. La 30 de ani, tot așa neașteptat, mi-au făcut un cadou, am la 35. Eu îi iubesc, îi stimez și îi aștept acasă. Cred că ea să sărbătorească, da, când? Duminică le-am trimis suncă. Cred că a să aibă grijă. Da. Și îi așteptam să vie acasă. Astăzi este ziua mea, an de an a fost așa. Toți prietenii mei știu că sunt vesel și am să fiu. Anii câți am adunat, într-un sac i-am aruncat și pe apariul lui am dat drumul sacului. Ziua trece, anul trece, ca și omul trecător. Hai cu mine și om tot trece, toată noaptea până-n zori. Cântă, cântă-mi lăutare, să se rupă corzile. Te-am chemat la o zi mare, ziua de petrecere. Astăzi
trecerea e a mea. Mâine-i ziua altuia, viața trece, nici nu știi. Fă-i pe voie inimii, cântă viața s-o trăiești, doar așa întinerești. Cântă, toarnă-ți în pahar, să uiți de dor și amar. Ziua trece, anul trece, ca și omul trecător. Hai cu mine și-o petrece toată noaptea până-n zori. Cântă, cântă-n lăutare, să se rupă corzile.